Neața lume, aici Bionix de la BioGames și astăzi, după cum puteți observa și din titlul acestui video, vă voi arăta cum să randați în Camtasia 8 HD și chiar Full HD. Bun, în primul rând aveți în descriere un link de la Camtasia, vă descurcați voi cu instalatul, este foarte ușor, aveți niște instrucții acolo, chiar dacă sunt pe engleză, nu cred că este așa de greu să dați pe Google Translate. Oricum vă zic de pe acum, instalați ăla. Și aveți un keygen acolo, deschideți keygen, uitați page, mă rog, mai multe instrucțiuni acolo. Bun, deci, în primul rând, de ce aveți nevoie? Un program de filmat, eu folosesc Action-ul, un video deja filmat, să zicem, dacă voi ați filmat Minecraft cu prietenii sau orice altă chestie pe care o filmează mai toată lumea, nu contează. După ce ați filmat-o, ca să o randați, o faceți mult mai HD și o dimensiune mult mai mică, ne referim la megabytes, gigabytes, mă rog. Aveți nevoie de Camtasia, care, na, desigur, adică și tutorial ar fi asta dacă eu v-aș explica fără Camtasia. Bun, ce trebuie să faceți? Eu intru aici unde am unde mi se salvează filmările, selectez filmarea asta, îi dau drag and drop, deci puteți să-i dați și import media, dar mai simplu, drag and drop. După ce, dar un clip bin. Să fiți atenți că aici să fie clip bin. Mama, gura uscată. Vorbesc puțin cam să se ia, nu contează. După ce ați dat drag and drop aici, luați, mai dați o dată la video 1, dați close la chestia asta dacă o să vă apară, e posibil să nu vă apară. Și vă va apărea videoul. Aici puteți edita dimensiunile. Eu am selectat 1280x720 dimensiunea la video. Cam asta este recomandată, este specială pentru YouTube și pentru ca videourile să fie făcute HD. Mai aveți o setare în Camtasia pe care o să vă dau în descriere un link de instal acolo. La zooming pen, voi o să aveți ceva mult mai fain. Eu n-am cum să trag chestiile astea să-mi fac cât să-mi prinde din monitor, eu doar pot să dau zoom. Voi la ăla puteți să selectați un pătrat sau așa, încât dacă aveți dungile astea negre, o să le puteți scoate. Eu mă descurc mai greu cu scosul dungilor, dar nu-i problemă. Bun. Aici puteți adăuga texte, dacă vreți să scrieți ceva, zicem Minecraft episodul 1, Minecraft, mă rog. Puteți să redimensionați, să zicem așa, și dacă vreți, puneți aici în colț. Oricum, asta este doar opțiunea pe care vă arăt. Deci să trecem la subiect și da, mai întâi, înainte să faceți vreo prostie, vreau să vă zic că de aici setați pe durata videoului cât timp să apară chestia asta. Voi trage, să zicem, să apară până la finalul videoului, uitați. Și când suntem la final, să dau mai așa, o să dispară. Și a dispărut. Bun, acum trecem la partea cu randatul. Ca să randați, după ce ați dat drag and drop aici, ați editat, puteți să tăiați sunetul de aici din audio, nu contează. Dați produs, și auzi la mine, produs and share. Bun. Selectați de aici, o să aveți o iconiță la fel ca asta a mea albastră. Eu am o versiune mai veche, numai că iconița voastră o să fie cu negru ceva și în paranteză aveți 720p MP4 sau ceva de gen. Selectați chestia aia. Ori dacă vreți să randați Full HD, puteți să selectați, aveți un mai jos, dacă vă uitați, exact aceeași chestie, doar că în loc de 720p, adică Full HD, ăsta nu, HD, aveți 1080p, care este Full HD, sau aveți încă o rezoluție mai mare, oricum. Programul ăsta are o grămadă de funcții, puteți randa, mă rog, cu al meu, pot randa pentru iPhone, să se vadă clar pentru iPhone sau iPad sau chestii de genul. Dar cel mai bine este să selectăm HD. Bun. Următorul pas este să dăm Next. Punem numele la video, nu știu. Test
tutorial. Mie îmi stă asta tastatura, mă rog, cu tot cu laptop cu chestii și mă deranjează. Mă interesează dacă am scris, greșit. Bun, aici selectați locația unde să fie salvat video. Eu am aici mai toate videourile, mă rog, am mai avut eu videoclipuri, nu contează. Și apoi dați finish. O să vă pară chestia asta. Voi probabil vă așteptați să fie foarte ușor să faceți un video în 2-3 secunde s-o randat. Nu este așa. La un video, spre exemplu, acest videoclip are 3 minute, care l-am pus eu acum. Dar un video, zicem, de calitate în care ați filmat un gameplay sau așa, zicem, un sfert de oră, depinde cât vreți voi, are mult mai mult, durează mult mai mult să-l randați. Spre exemplu, aproximativ dublu. Dacă vreți să se facă ceva de calitate, dacă nu, nu. Bun, eu voi da cancel. Asta a fost doar demonstrativ. Așteptați până se încarcă și apoi vă duceți în directorul în care ați vrut să se salveze videoul sau îl căutați aici. Și, apropo, acest tutorial a fost randat și el cu Camtasia, filmat cu action-ul, după cum puteți observa. Eu am fost Bionic de la Biogames. Sper că v-am ajutat. Dați un like la acest video, de fapt la toate videourile noastre pe care le vom pune și care le-am pus până acum. Un subscribe de încurajare și dacă vreți să vă ajutați și prietenii să filmeze HD cu Camtasia sau altceva, dați un share pe Facebook sau trimiteți-le și lor video și nu uitați să le ziceți să dea subscribe și like. Deci, cam atât a fost. Pa!